ziua și bine ați venit la webinarul de astăzi. Numele meu este Liviu Băgenaru și sunt BIM Application Engineer în cadrul companiei Man & Machine România, partener Platinum Autodesk. Astăzi vă voi prezenta noutățile din aplicația Revit 2022 pentru arhitectură. Am grupat aceste noutăți pe patru categorii. Și anume, noutăți ce țin de productivitatea modelării, noutăți pe parte de interoperabilitate, noutăți pe parte de eficiența generării documentației și instrumente noi care ajută dezvoltatorii de software să producă add-on-uri pentru Revit. O să începem cu prima categorie de noutăți, cele care sunt dedicate productivității modelării. Prima noutate despre care o să vă povestesc este legată de opțiuni noi pentru modelarea pereților. Și anume, începând din această versiune, avem posibilitatea de a modela pereți cu grosime variabilă pe înălțimea peretului. Vom avea astfel la dispoziție câțiva parametri noi în familia de perete, care ne permit să alegem unghiul pentru fiecare față interioară sau exterioară a peretelui, astfel încât să dăm variația de grosime pe înălțime. O opțiune foarte utilă și în formele de arhitectură pentru clădiri, dar și foarte utilă și în partea de modelare de ziduri de sprijin. Bun, o altă noutate ține de îmbunătățiri pe care le vom vedea în cazul formelor de tip RPC în modul realistic, și anume se vor fi afișate geometrii complexe și noi materiale și lumini pentru aceste tipuri de elemente. Deci cine lucrează cu genul acesta de obiecte vor avea disponibil niște elemente cu o vizibilitate mult mai realistică. Tot pe partea de productivitatea modelării, iar acest, să zicem, modul de Generative Design este sinonim cu productivitatea, vine în versiunea 2022 să aducă noi exemple de studii de caz și o dezvoltare a ferestrei de interfață cu care putem lucra pe acest modul de Generative Design. De asemenea, tot legat de Generative Design, veți vedea modificări în panoul de instrumente pentru Generative Design pe partea de Dynamo. Bineînțeles, acest modul de Generative Design înseamnă, practic, utilizarea la maxima aplicației Dynamo peste Revit. Bun, avem noutăți și pe partea de analiza traseelor într-o clădire. Da? Și aici avem instrumente noi care se numesc People Flow Toolkit. De asemenea, pe Root Analysis avem posibilitatea să punem indicatoare de sens unic, astfel încât să optimizăm traseele pe care vrem să le analizăm din toate punctele de vedere. Aveți la dispoziție și posibilitatea de utilizare a unor grile în camere ce permit poziționarea și distribuția elementelor cu o anumită spațiere fizică între ele, astfel încât puteți analiza și mai nou cerințe legate de distanțarea socială de care avem parte în ultima vreme. Bun, pentru gestionarea sistemelor de coordonate pe care le avem în Revit, avem mai nou posibilitatea de redenumire a sistemului de coordonate implicit din Revit, lucru care ne va permite să manageriem mai ușor sistemele de coordonate cu care lucrăm în Revit, având în vedere că putem salva mai mult de un sistem de coordonate și astfel putem să le
înțelegem mai bine. În versiunea 2022 au fost aduse noi categorii de obiecte. Această diversificare a categoriilor de obiecte din Revit iarăși ajută foarte mult în gestionarea informațiilor pe care le modelăm într-un proiect BIM. Și în felul acesta putem să le manevrăm și să le utilizăm mai ușor prin filtrări, prin sortări ale obiectelor după categoriile de elemente. Și că tot am discutat despre sortare și filtrarea informațiilor, în fereastra de sortare se pot alege acum mai multe categorii pentru liste. Da, și în plus, elementele din lista de categorii vor fi acum afișate în ordine alfabetică. Ne va ușura astfel căutarea în lista de categorii pe care vrem să o alegem în filtre. Iarăși, ca noutate, puteți vedea în ferestrele de definire a tabelelor a listelor de cantități. Avem acum noi opțiuni care ne permit să căutăm anumiți parametri după care filtrăm informațiile într-o căsuță de tip search. Astfel, când o categorie de obiect are foarte mulți parametri pe ea, vom putea să găsim mai ușor ce avem nevoie în această fereastră. Tot legat de productivitatea modelării, avem o opțiune pe care am regăsit-o încă din versiunea 2021 și anume această opțiune de Load Autodesk Family, pe care o găsiți în meniul Insert din Revit. Însă acum această opțiune este, să zicem, finisată, pentru că în versiunea 2021 această opțiune era o versiune de test, beta. Acum este finalizată și lansată ca opțiune standard a aplicației Revit. Practic, această opțiune de Load Autodesk Family deschide o bibliotecă de familii care sunt stocate în cloud și vor fi descărcate după nevoie în proiectul nostru. Și voi încheia partea de productivitatea modelării cu două slide-uri în care veți vedea diverse mici alte îmbunătățiri. Câteva exemple dintre ele, memorarea setărilor făcute instrumentelor de modificare, da? Vor fi reutilizate și în alte sesiuni paralele de Revit. De asemenea, programul va memora ultimul capitol deschis în fereastra de materiale. Avem îmbunătățiri aduse paginii de pornire a Revit din punct de vedere al comportamentului. Iarăși, modificări ale ferestrelor de opțiuni pentru Project, Transfer Project Standard, Synchronizer Central, Purge Unused, Wall Sweep, Warnings, Edit Multiline Text și View Filter Panels. Practic, opțiune foarte simplă de a pur și simplu trage de fereastră să vedem mai ușor informațiile, o chestie măruntă, dar care câteodată poate fi enervantă când nu poți să afișezi ceea ce vrei să vezi acolo într-o singură fereastră, să tot dai de scrollurile acelea laterale. Bun, trecem la următorul capitol, ce ține de interoperabilitate. Iar la partea de interoperabilitate o să încep cu o primă noutate foarte, foarte cerută și necesară de multă vreme în Revit, și anume posibilitatea de a exporta în PDF vederi sau planșe. Până acum puteam face acest lucru cu diverse add-on-uri pe care le căutam pe Autodesk Apps de la diversi producători, unele contra cost, altele gratis.
Acum avem în Revit funcția nativă de export în PDF cu posibilități de configurare destul de generoase. O opțiune foarte cerută și mult așteptată de către utilizatorii de Revit. Pentru cine colaborează cu utilizatori de Rhino, vor avea acum îmbunătățiri legate de transferul informațiilor din Rhino către Revit. Putem linkui fișierele din Rhino utilizând comanda de link CAD din meniu Insert, iar obiectul linkuit își va păstra atât layerele și vom putea face și snap pe geometria linkuită în vederile de tip proiecție. Layerele din Rhino pot fi controlate în Revit prin opțiunea de Visibility Graphic Overrides, controlate în sensul de afișate, ascunse sau date diverse setări pe grosimi de linii, hașuri. Bun, iarăși mai găsim îmbunătățirea aduse interoperabilității dintre Revit și aplicația Formit, pe care utilizatorii o au inclusă în colecția AEC. Cine are Revit-ul ca parte din colecția AEC, recomand să încerce și aplicația Formit pentru pornirea modelului de arhitectură pentru generarea conceptului, iar Revit comunică foarte bine cu acest Formit și se face transferul de geometrie dinspre Revit în Formit și invers foarte ușor. La fel, păstrându-se informațiile din Formit la nivel de layer în Revit și putând fi controlate prin fereastra Visibility Graphics. De asemenea, ceea ce modelați în Formit poate fi introdus în Revit și ca import CAD. Da? Fișierele cu extensia AXN pot fi importate în Revit prin comanda import CAD, păstrându-se atât materialele cât și layerele și definițiile de grup din Formit. Iar aceeași opțiune de control a vizibilității layerelor, ca și în cazurile anterioare, se face prin Visibility Graphics. De asemenea, ni se promite și o performanță îmbunătățită al funcționării modelelor astfel importate. Bun, discutăm de interoperabilitate, trebuie să aducem vorba și despre IFC. Versiunea 2022 din Revit vine cu certificări IFC 4, atât pentru Model View Definition de tip Architectural, cât și Structural Reference View. De asemenea, veți vedea și modificări ale interfeței de export și import IFC în Revit 2022, care să includă aceste noi certificări IFC 4. Vedeți, Revit-ul ține pasul cu cerințele la zi ale Building Smart și formatului IFC de comunicare interdisciplinar cu alte aplicații. Bun, iarăși o conexiune foarte importantă între Revit și Inventor, pentru că în Inventor se pot crea modele foarte detaliate de echipamente mecanice, fel de obiecte care se modelează în Inventor, fiind un program dedicat și foarte profesional din punctul ăsta de vedere pentru genul ăsta de proiecte. Iar ceea ce se lucrează în Inventor poate fi importat în Revit ca familie de Revit, cu posibilitatea de denumire a geometriei astfel referențiate. De asemenea, vom avea și etichete disponibile permanent pentru aceste elemente de tip Direct Shapes.
Bun, opțiune care nu este neapărat nouă, ci vine cu îmbunătățiri, ține de opțiunea de shared views pe care o avem în Revit și putem astfel partaja fie vederi 3D din proiectul nostru, fie vederi 2D cu colaboratorii noștri, fără ca persoanele cu care comunicăm sau le transmitem aceste vederi să aibă nevoie de aplicația Revit pentru a vizualiza ceea ce noi facem în Revit. Iar pe aceste vederi pe care le putem share-ui, colaboratorii pot face comentarii, iar noi ca proiectanți putem să vedem direct în Revit ceea ce au comentat cei care au primit vederile de la noi. Aceste vederi pe care le creăm cu Shared Views pot fi vizualizate de către colaboratori într-un browser de internet fără a avea nevoie de o aplicație dedicată pentru acest lucru. O opțiune care ușurează foarte mult lucru și comunicarea pe proiectele BIM. Bun, mai avem pe partea de interoperabilitate și îmbunătățiri aduse modelului din cloud. Probabil că știți că se pot salva proiectele din Revit direct pe cloudul Autodesk, pe Autodesk Docs. Mai ales că acum, începând de acest an, colecția AEC conține și licență de Autodesk Docs. Pentru această opțiune nouă, bineînțeles că a fost și optimizată fereastra de inițierea modelului cloud. Bun. Următorul capitol despre care o să discutăm este eficiența generării documentației. Să vedem ce instrumente sau îmbunătățiri noi avem pe partea de generarea documentației, planșe, listă de cantități. Bun. Una dintre primele noutăți despre care vreau să vă vorbesc este posibilitatea de listare a worksetului. Acum putem alege în listele de în schedules posibilitatea să listăm aceste worksetului. Înainte nu aveam parametrul workset disponibil la aceste liste, inclusiv în filtrare și în sortarea informațiilor din tabel putem alege parametrul de tip workset. Acest parametru de tip workset este disponibil atât în material takeoff, cât și în view list, sheet list și title blocks. Alte îmbunătățiri aduse acestor liste sau schedules, posibilitatea de utilizare a parametrilor de tip shared în key schedules. Iarăși o opțiune care mie personal mi-a lipsit până acum și eu simțeam nevoia, filtrarea listelor după parametru family and type. Da? Acum putem alege acel parametru în filtre. Și iarăși o opțiune interesantă, de care probabil că multă lume avea nevoie, împărțirea listei pe mai multe planșe. Până acum, dacă aveam o listă foarte lungă și încercam să o pun pe planșă, ok, puteam să o sparg pe aceeași planșă sau mai multe coloane, dar nu puteam să o pun continuarea pe altă planșă. Aceasta este o opțiune bună și utilă pentru partea de liste din Revit. Iarăși opțiune nouă, export implicit al listelor în format CSV. Ok, nu este chiar un export, să zicem, foarte elegant de liste în Excel, dar cu CSV-urile ne putem descurca astfel încât să exportăm direct din Revit fără să avem nevoie de aplicații terțe pentru export a datelor în Excel. Bun, iarăși o opțiune nouă, avem posibilitatea de indicare a valorilor multiple, și anume, afișarea unui text personalizat în fereastra de proprietăți, în cazul unei selecții multiple
Da? Când selectăm mai multe obiecte, au același parametru, valori diferite, putem alege ce să apară acolo în căsuță. De exemplu, aici avem varies. Putem să scriem variabil sau putem să scriem ce vrem în acest simbol în cazul unor valori multiple. O chestie măruntă, dar poate fi utilă pentru, să zicem, localizarea listelor. Dacă tot avem, putem să le traducem în limba română, să poată să apară și acest parametru în limba română. Sau alte idei pe care le puteți dezvolta utilizând această opțiune nouă. Avem îmbunătățiri și pe partea de etichete. Da? Putem lucra mai ușor cu etichetele rotite la un anumit unghi. Avem acum acest parametru de angle pe care îl putem modifica pentru etichete. Și de asemenea putem utiliza etichete cu multi-leader pentru a indica la mai multe obiecte în același timp un anumit parametru. Iar tot pe partea de etichete, putem utiliza etichete pentru profilele pereților cortină, pentru mulion. Iarăși, poate opțiuni mărunte, dar vor face ca planșele făcute în Revit să arate din ce în ce mai bine, mai organizat, mai curat. Putem aplica acum cu tag, cu opțiunea de tag all, etichete de tip multicategorii tags. De asemenea, putem utiliza parametrii shared în etichetele de tip multicategorie, ca noutate. Bun. Dacă discutăm acum despre fișiere care sunt linkuite în modelul nostru, mai nou, etichetele din modelul gazdă atașate la modele linkuite vor memora ID-ul elementului linkuit. Da? Deci putem pune etichete pe elemente care sunt dintr-un fișier linkuit, dar prin această nouă setare, practic nouă funcție prin care își memorează elementul linkuit, în momentele în care modelul linkuit este deconectat, da? Și conectat la loc, tagurile vor ține minte ID-ul elementului linkuit și se vor reatașa automat pe etichetele, pe obiectele care au fost relinkuite. Opțiune care ne ajută foarte mult în lucru cu modele linkuite, astfel încât să pierdem cât mai puține informații la diverse operațiuni de relinkuire sau de deconectare din greșeala modelului linkuit. Bun, noutăți avem și pe partea de cotare, unde putem adăuga prefix, sufix pentru cote. Da? La cote ca parametri de tip, da? Deci, înainte erau, acum sunt cumva grupate pentru aceste sufixe și prefixe în parametri de tip. S-au făcut noi categorii prin care să putem gestiona mai ușor aceste prefixuri și sufixuri pentru cote. Câteva îmbunătățiri avem și pentru partea de revizii la planșe, și anume putem să personalizăm mai bine sistemul de numerotare a acestor revizii. Opțiune necesară din punct de vedere al noului standard ISO 19650. E adevărat că mai mult pentru proiectele din afară sau pentru anumite țări sau companii care au un sistem foarte bine definit de denumirea fișierelor, planșelor și documentelor, iar acum în Revit putem personaliza practic sistemul de numerotare astfel încât să fie respectat de toată lumea care folosește, care lucrează la acest proiect. Iar odată setate aceste opțiuni de numerotare, ele vor putea fi transferate dintr-un proiect în altul prin opțiunea de Transfer Project Standards.
Tot pe partea de cotare, da, putem cota acum mai ușor elementele de tip rampă, astfel încât să indicăm panta rampei respective. Aveam ceva dificultăți înainte, acum a fost optimizată această opțiune de decotare a rampelor. O altă opțiune foarte cerută și utilă, zic eu, este posibilitatea de afișare în cazul pereților doar a nucleului acestor pereți din fereastra de visibility graphic overrides. La categoria pereți avem această nouă opțiune de non-core layers pe care le putem afișa sau scoate din vedere, astfel încât să rămân doar cu corul peredelui. Iarăși o cerință de multă vreme a utilizatorilor, de ce nu pot vedea axele în modelul 3D? E, mai nou, acum putem afișa în vederea 3D, putem afișa și axele. Au apărut și ele treptat, mai întâi au apărut nivelurile în vederea 3D, mai nou, acum în 2022, puteți afișa și axele în 3D. Bun, o altă opțiune nouă ține de filtrele de vedere și anume posibilitatea de utilizare a parametrilor de fază în filtrele de vedere. Da, opțiuni care vă vor ajuta iarăși de asemenea în afișarea informațiilor dorite, în filtrarea informațiilor dorite pe vederi, astfel încât să putem înțelege mai bine modelul. Da? Veți regăsi două noi filtre bazate pe reguli implicite în model, și anume Face Created, Face Demolished. Bun, veți observa versiunea 2022 și o modificare legată de culorile care sunt utilizate pentru schemele de culori ale camerelor. Sunt definite acum noi scheme de culori cu culori mai pastelate, mai luminoase, care vor face ca vederile respective să arate foarte bine. Autodesk spune că nu o să mai fie nevoie ca utilizatorul să schimbe culori în schița de culori ca să arate bine vederea, ci pur și simplu dacă mergeți pe această schemă nouă de culori, s-ar putea să fiți foarte mulțumiți de aspectul planșei și să le lăsați fix pe acestea. Orice personalizare inutilă înseamnă muncă, deci dacă putem folosi ceva implicit și arată bine, eu zic că este un mare câștig în economia de timp a modelării. Bun, o altă modificare ține iarăși de filtrele de vedere și anume putem edita acum mai multe filtre în același timp. Da? Putem genera o grămadă de listă, o grămadă de filtre în Visibility Graphics și putem selecta, activa, dezactiva, modifica mai multe filtre în același timp. Înainte trebuia să le luăm pe rând pe fiecare și să modificăm. Iarăși o opțiune care ne ajută să ne mișcăm mai repede în partea de modelare și de lucru în Revit. Bun, o altă opțiune ce ține de partea de planșe este că putem păstra vederile de detaliu în cazul în care ștergem vederea originală în care am făcut această vedere de detaliu. E vorba despre acele call-out-uri. Iar acest simbol care ne indică unde a fost făcut acest call-out va fi vizibil și în vederile cu care se intersectează. Putem șterge
vederea, să zicem, principală, vederea părinte, și să păstrăm totuși vederea de detaliu creată în acea vedere. Aceste opțiuni ne vor ajuta să manevrăm mai ușor vederile de detaliu pe proiect și să nu pierdem anumite detalii pe care le-am creat printr-o ștergere din greșeală a unor vederi. Cotele pe care le utilizăm pe proiect își vor păstra orientarea pe mai multe tipuri de obiecte. Iar aceste categorii noi pe care se păstrează sunt electrical equipment, generic model, lighting fixtures, mechanical equipment, plumbing fixtures, specialty equipment. Lucru important pentru că aceste obiecte, vedeți, par a fi de instalații, dar sunt și de arhitectură în același timp. Și o opțiune foarte bună, iarăși ne ajută în a putea să cotăm mai bine obiectele respective. Bun, ultimul subiect, instrumente pentru dezvoltatori, vi le arăt doar ca să știți la ce noutăți vă puteți aștepta dinspre partea donurilor care apar și ce puteți face în Dynamo pentru cine utilizează Dynamo. Odată cu versiunea 2022 o să găsiți, spune producătorul că a adăugat 67 de noi noduri de Dynamo, fiind cele mai cerute 67 de noduri de către utilizatori. Avem o listă extinsă de categorii pe care le voți regăsi în nodurile de Dynamo și anume Annotations, Sheets și Views. Bineînțeles că odată cu versiunea 2022 veți avea instalat și Dynamo for Revit 2.10 inclus în aplicația Revit. Iar pentru dezvoltatorii de addon-uri au la dispoziție opțiuni noi de API pentru schițe, pentru etichete de viewport pe planșe, pentru schițe de culori, pentru inițierea modelului în cloud și pentru link-uri, pentru maparea modelului cloud la Autodesk Docs și opțiuni noi pentru API în cazul lucrului cu nord de punct. Foarte multe noutăți în Revit, unele mai unele importante și spectaculoase, altele mărunte, dar care pot să ajute în foarte multe situații care până acum erau, să zicem așa, mai frustrante. Da? Bun, sper că v-a plăcut și ați aflat noutăți care să vă folosească în modelare. Nu uitați că ne găsiți pe web, pe pagina de web a Man & Machine România. Suntem prezenți și în LinkedIn și în Facebook. Veți găsi aici informații utile legate de webinarile pe care le susținem și de noutățile de software și promoții pe care le avem periodic. Cam atât a fost despre noutățile din Revit. Eu vă mulțumesc pentru atenție, iar dacă aveți întrebări, puteți să mă contactați pe adresa de mail de aici. Vă aștept și la următoarele webinarii. Fiți cu ochii pe noi. Vă urez o zi bună în continuare.